Băi, dar tu pe cine-mi trimis mami acasă? Pe Popa? Pe Dorian Popa? Un porumbel voiajor? Pe cine, mă? Doamnelor și domnilor, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Ultima dată când am filmat un episod aveam și eu păr. Doamnelor și domnilor, am niște vești foarte bune. Am sunat pe cineva și cred că s-a rezolvat problema cu scammerul. Dacă aveți vreo informație, vă rog frumos jos în comentarii să postați. Înainte să începem, aș aprecia butonul de like să fie albastru, butonul de subscribe să fie gri cu clopoțelul activat. E pentru susținerea adevărată, codul Paul de un pe shop. Respect! Bă, fraților, dacă am scăpat de copiii toxici, cred că viața e mai frumoasă de acum. Salut, Paul. Prietenii mei râs de mine că sunt default. Ce pot să fac? Schimbă prietenii, frate. Bă, orice aș face, tot nu vor să intre că sunt default și nu știu ce și sunt slab. Păi, ești sau nu slab? Nu știu, sunt... Joc din sezonul 7, dar nu mi-am băgat niciun ban până acum. Bun, domnule agent greu, Rescu, zine și nouă, în primul rând, de unde ești și stabilim ce ai de stabilit. De unde ești? Da, din Iași. Da, mulți înainte. Mă cheamă Cristian. Nice, bro, Iași, 11 ani. Cristian, zine ceva despre tine. Zici că oamenii fac mișto de tine, a? Da. Cine? De ce fac mișto de tine? Care-i problema? Că zic că sunt default și nu mai știu ce, dar eu zic că sunt foarte bine. Sunt colegul Ștefan, ăla din videourile tale. E colegul Țeparul ăla? Țeparul României, da. Mamă, bră. Vorbesc serios chiar, tu ești colegul ăsta cu nesimțile ăla? Da, ce face la școală mereu face mișto de mine, sunt default și... El e fain și oricare concurs cu la OG și nu mai știu ce. Am înțeles, bro, deci tu ai putea să ne ajuți cu adresa exactă, cu mai multe chestii despre Ștefanu. Nu știu dacă ai văzut, da. Efectiv comentariile s-au transformat în mi-a dat țeapă, este țepar, e țepar, e țepar. Numai și numai comentarii de genul ăsta vezi pe canal, deci chiar ai putea să ne ajuți cu un număr de telefon, eventual cu o... Nu știu, o adresă, că omul m-a blocat, nu mai pot să, nu știu ce-a făcut. Numărul lui de telefon, știu și nici adresa, dar știu că la școală e mincinos, își minte profesorii. Chiar așa, chiar copil problemă e? În halul ăsta de copil problemă să fie, bro? Gigi. Gigi? Chiar îmi pare rău, frate, că oamenii fac mișto de tine că ești default și mai ales nesimțitul ăsta. Eu sincer am crezut că s-au rezolvat problemele cu el, dar cred că o să trebuiască să apelăm la metode tot mai serioase. Că, cum am zis, da, comentariile mele, numai ăsta dă-mi o dat țeapă, Și știu că n-are cum să dea țeapă chiar la toată lumea, dar bă, câteva sunt adevărate. N-are cum să dea țeapă la mii de oameni, dar câteva din acelea sunt adevărate. Da, și el la școală, el tot copiază la teste și se dă șmecher și numai profesoara de matematică știe că e un nimeni. Mamă, ce rău ești. În rest, îl tot felicită și după aia se dă șmecher la toți. Cum, el copiază? La ce clasă sunteți? A patra. Mamă, bro. Pare rău, bro, că ți-ai bully. Și eu mi-am luat bully. Da, bine, eu mi-am luat bully că-s chel, nu că-s default. Dar o să încerc, am o idee și e posibil să rezolvăm. Că știu, am dat un telefon și mie mi s-a zis că s-a rezolvat problema cu el. Știi, momentan. Și dacă se termină carantina și te-ai dus la... Mamă, și te-ai dus la școală, teoretic ar trebui să nu mai ai probleme cu... Da. Cioflingarul ăsta. Vrei să zic marele secret al lui Ștefan? Ce te șuți pe botul ăsta? Cu copilul ăsta, marele YouTuber!
Ce faci, mă, cum ai intrat? Ai intrat? LOL, cu ai intrat ăsta? Ce vrei, mă? Separule. Parcă e mai turbă, youtuber. Și te joci cu bătuți de soartă. Aolo. Păi zis, mă, de treabă. Și fost de treste de la Battle Pass. Eu ți-am zis. Aolo, sărat ăsta. Dar tu i-ai dat invite? Cum a intrat ăsta aici, bro? Eu nu înțeleg. Ce, mă, cine ăsta? Bă, tu ești Cristi? Da, bro, eu. Nu mai suport, chiar nu mai suport, mă prea enerviază. Nu mai pot cu el deloc. Ce ai, boss? Chiar în halul ăsta? Și tu aici plângi? Aolo! Ce copil ești și aici plângi? Măcar fi bărbat ca mine. Hai că ești tu bărbat, mă. Bă, lasă-l, bă, în pace, ce tot ai cu el? Ești cel mai bărbat dintre bărbați, nu știi tu. Hai că ești tu bărbat, măi, pure ce mic. Ei la mișto, băiatul ăsta care n-are nicio vină și nu te-o deranja cu nimic niciodată. Pure ce ești. Lasă că o să primești imediat. O să primești o notificare acasă care o să te învețe multe chestii despre chestiile pe internet. Gigi, frate. Ce-mi primești tu mie acasă, mă? O să pe vezi, cine? Frate. O să vezi, nu pe cineva, o să primești o hârtie care o să te învețe multe chestii. Am dat un telefon. Hârtie? Ce hârtie? Păi o să vezi, asta e, și când o să vadă mămica și tăticu, e posibil să nici la școală să nu te mai duci. Unde ești? Ia, stai că vin și eu, mă bag și eu cu voi, hai! Bă, e 1v1 aici, vreau, eu voiam să-i dau un skin la omul ăsta, bro, te bagi tu imediat. Bă, bat pe ambii acum, stai să vezi. Păi zici, mă, de treabă, mă. Bă, vin aici. Bă, dar tu pe cine-mi trimis, mă, mie acasă? Pe Popa? Pe Dorian Popa? Un porumbel voiajor? Pe cine, mă? O să vezi tu, prietene, o să vezi și o să-ți pară rău. Văd că nu te apropi. Deci recunoști în sfârșit că nu te-ai lăsat de scamuri, nu? Nu m-am lăsat și nici de să mă las. Stai liniștit tu. Ai fost destul de... Mamă, controller, ai fost destul de deștept, recunosc, să-i blochezi profilul de Facebook lui taică-to, să nu-l mai poți suna. Păi dar ești cel mai deștept, dintre deștepți. Bun, frate, bun. Bă, dar eu la școală sunt cel mai deștept, cel mai frumos. Hai că cel mai deștept și... Hai că da, am luat de parte decât tipă, copile. Da, cu copii, amândoi copii, încetați, mă, cu copile, cu din astea, că sunteți amândoi. Păi da, el e mai greu de minte, așa. Păi el zicea că tu ești mai greu de minte, bro. Hai că da. Minte, am note mai mari decât el, bă. Păi da, pentru că... Bă, Cristi, de ce minți? Zi! Păi tu stai în bancă cu mine și numai copiii de la mine. Păi tu ai zis? Taci, mă, copile, mă, nu vezi că ești un default amărât, mă, copile? Uite, stau disipto, mă, copile, uite! Nu gândești, zici, așa de slab! Aolo, uite-te la tine! Vezi, de treabă, vreau să încerc să dau unul pe unul cu băiatul ăsta, chiar era, voiam să fie o surpriză și voiam să-i dau un gift dacă mă bate. Da, s-o băgat, a intrat ăsta. Poți să ieși, te rog frumos? Poți să ieși, te rog frumos? Nu ies nicăieri, bă, botule! Am venit să vă bat și eu, să vă bat 2v1 acum. Du-te jos! Du-te jos! Du-te, bă, jos! Bă, de ce faci? Bă, poți să încetezi? Hai, copilotule! Ești moașa de 10 ani pe mă, copile! Easy shiton! Mamă, ce copilot! Păi știți amândoi... Bă, poți să nu mai distrugi construcțiile? Poți să-ți vezi de treaba ta? Nu, nu pot! Aolo! Bă, bă, încetează, bă! Dar nu face nimeni 2v1, nici nu vreau să te bat! Poți să încetezi? Bă, poți să încetezi un pic, să te calmezi, copil? Paolo, ce bot! Easy! Uite ce bot ești! Paul, 2 metri sub clanță. Așa te cheamă. Ce ai cu el, bro? Că tu ești Ștefanel. Da, și tu ești Cristi! Bă, Cristi! Hai, botule! Da! Easy! Easy! Ia și vață! Ia vino pe lobby, prietene mea! Ai gift de la fratele tău! Nu tu, băi! Nu tu, băi, țeparule!
nu tu, bă, țeparule. Dacă primești, dacă accepti gift-ul, bă, vino când mergem la școală, te bat. Vino pe lobby. Te snopesc. Vino pe lobby, Graurescule. Agentule. Aolo, stai să vezi ce pumn în cap îți dau la școală. Ce vrei, Rața sau Stella? Aolo. Stella. 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 Buy us a gift. Și... Aolo. Mamă, trebuie să mai aștept două zile ca să-ți dau gift. No. Doamne, ce poți! În două zile ai gift-ul de pe shop. It off, break it off, I just wanna see you take it off. T-Swift that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip, taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body.